ca și bază a stabilirii credinței pentru vindecare, așa cum am spus mai devreme, este cunoașterea voii lui Dumnezeu. Și atunci, primul capitol este, practic, răspunsul la această întrebare. Este voia lui Dumnezeu ca să fiu vindecat? Mulți oameni se roagă la Dumnezeu crezând că au credință, dar de fapt aceea nu este credință, este speranță. Sau alți oameni cred cumva rațional, cognitiv, că Dumnezeu poate să vindece. Dar conform Marcu 11, credința este atunci când te-ai rugat să știi că lucrul acela se întâmplă, l-ai primit și îl vei avea. Și practic este adusă o lămurire importantă cu privire la voia lui Dumnezeu. Dacă știm că este voia lui Dumnezeu, atunci următorii pași sunt mult, mult mai simpli. Apoi este vorba despre cunoașterea drepturilor, le-am numit noi juridice, în jertfa lui Hristos, conform Isaia 53, 1 Petru 2:24, și partea de identitate, de îndepărtare a posibililor bariere sau păcate sau legături nedumnezeiești care pot opri, care pot bloca vindecarea, chiar și blesteme, fie generaționale, fie consecințe ale unor păcate comise. Apoi, o explicație mai clară a ce înseamnă credința în antiteză cu îndoiala. Credința din inimă și îndoiala. Pentru că mulți oameni sunt dezamăgiți când primesc gânduri de îndoială. Ok, gândurile de îndoială nu înseamnă că ne-am îndoit, ci pur și simplu noi suntem ispitiți cu îndoială. Eu, de exemplu, când mă rog, chiar săptămânile astea, pentru probleme mai mici, efectiv m-am rugat și am fost vindecat sau am fost protejat de anumite simptome care au încercat să vină și bineînțeles că veneau gânduri de îndoială, dar eu nu mă identific cu ele, nu le recunosc ca făcând parte din mine. Când vin gândurile de îndoială, eu răspund conform învățăturii din Scriptură. Domnul Iisus în pustie, când a fost ispitit de diavolul, a răspuns, este scris. Și am o serie de versete, de scripturi, care ele deja locuiesc în inima mea. Cuvântul lui Hristos locuiască din belșug în noi. Și atunci când vine ispita îndoielii, eu știu ce să răspund. Este scris. Este scris. Și confrunt aceste lucruri. Apoi sunt câteva principii legate de autoritatea spirituală și atitudinea noastră în ce privește credința. Și un lucru la fel de important, după ce am fost vindecați prin credință, trebuie să ne păstrăm tot ceea ce am câștigat, vindecarea și tot ceea ce am primit, chiar și eliberarea, trebuie să o păstrăm prin credință, păzindu-ne de îndoială, de renunțare, de păcat. Domnul Iisus Hristos îi spune slăbănogului de 38 de ani, du-te și să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva și mai rău.